întreb dacă ar fi dispus să ne ajute puțin să mergem până în pădure să-l găsim pe prietenul nostru. Aia e cam noapte. Nu, mâine. A, mâine, da. Îmi pare rău, băieți, dar vedeți și voi că sunt ocupat. Doamne. Da. Observăm. Asta este. O să încercăm să ne scucăm. Dar mulțumim încă o dată. Mergem la el și ne zicem așa: bine, atunci o să ne punem singuri viața în pericol, încercând singuri să ne salvăm prietenul care l-a trag o palmă singur. În orzom. Ce? Îi trag o palmă în orzom. Elvis nu pare să fie auzit pe orzom, e prea absorbit de discuția. Okay. Nu cum spuneam, eu tot îi trag o palmă în orzom. Dacă le dau un pumn înapoi în gură și ne întreb pentru ce a fost asta. Pentru că vorbești degeaba. Și tu te răscu până în gură, eu m-am mai scopat palma asta. Bine, ce faceți? E multă lume în han? E ceva, da. Ok, bun. Mă ridic așa din scaun, ne ridic un har în sus. Aș vrea ca să eu fac cu... Eu plec în cameră. Ok. Supărat. Aș vrea ca să onorez această, să dedic această seară prietenul meu bun, Entrerii. Fără de care am fi chiar morți acum, pentru că el, Entrerii, a bătut de unul singur un basilisc. Și aș vrea ca să-i închin acest cântec. Entrerii a bătut basiliscul, Entrerii a nimicit basiliscul, Entrerii a snopit basiliscul și acum de 100 de ani a fost răpit de lupi. Entrerii a nimicit basiliscul, Entrerii a bătut măr de tot basiliscul, Entrerii a stopit în bătaie basiliscul și acum de 100 de ani s-a lovit în picior și a fost răpit de lupi. Entrerii a bătut rău de tot basiliscul, Entrerii a snopit până la moarte basiliscul, Entrerii a înjunghiat până la moarte basiliscul, iar acum 200 de ani s-a împușcat în picior, a leșinat și a fost lăpit de un lup. Pot să mă duc să discutăm? Să-i dau și, dau și perform pentru asta. Fumble la perform. Fumble la perform, nici bine nu încep să termine cântecul, că toți încep să te huide, încep să fure. Vreau și eu să fac ceva. Vreau să deschid geamul și să văd dacă mai este Guido ăla acolo, ce prinsese. Mai e acolo? Da, mai e acolo. Îl iau, mă întorc jos și arunc cu el în Mark. I se lipește guvidele de față. Și îl dezlipește așa, știi, și rămâne așa o dâră de o chestie nasoală, o mâncă. Da. Îmi dau seama cine l-a aruncat? Nu, nu-ți dai seama. Oricine a făcut asta? Nu. Calchine dă un stealth. Da, asta vreau să și fac. Bine, dar probabil că nu o să-l vezi, că dacă dă fumble, adică... Dă fumble. Imediat. Aveam 18, da, corect. Nu-l vezi. Oh. Vără din poartă, știu că n-a fost un cântec prea bun. E totuși de vorba despre Intrerii, adică nu poate fi prea bun, dar... Acum un vid vechi de o zi... Tă. Și Elvis se uită la tine și zice: puștule, ești simpatic, dar lasă-te de meseria asta, că n-ai nicio șansă. Comparație cu tine, n-am cum să mă compar. Și întoarce, nu se mai uită la tine, își întoarce privirile. Și în gândul meu mă gândesc, ha, dacă ai ști tu, Elvis, în gând spun că acum câteva zile eu am fost tu, ha. Da, dar gândește că acum dacă te-ar fi bănuit vreodată de ceva, acum sigur sau acum sigur nu te mai bănuiește. Că ai auzit că cineva a cântat bine. Planul meu malefic a funcționat. Nu mai sunt suspicios. Totul a fost gândit. Poate să se ducă Marc puțin până afară? Sunt curios dacă se întâmplă ceva. De ce? Du-te. Acum ai miros de pește pe față. Pe față? Nu pe pisoare. Nu e miros de pește. E pește putrezit de care ar fugi și pisicile. A putrezit pentru că a fost și cald, știi? Da. Adică... A plouat, de ce n-a supraviețuit de la apa de ploaie? A plouat ieri. A plouat, dar cu o zi. Era umed în aer. Nu era. Era. Nu era, erau doar copacii uși. Și părâme pe jos. Așa, ce faceți? Bine, în afară faptul că Marc Bunescu se spală pe față. Da. Dar mirosul iese foarte greu, adică...
A meritat să pescuesc doar pentru chestia. Dar știi că o să dormi cu el în cameră, adică te-ai împușcat singur în picior. Cât costă o altă cameră? Toți banii. Trei galbeni, dacă vrei să dormi singur. Trei galbeni. Așa ieftin e camera? Da. Așa, acum am 99 de galbeni. Sărac. Nu, serios, nu. Am meritat. La cum a cântat, l-am auzit de sus. Ce mai faceți? Bine. Plănuim cumva ca dimineață să plecăm la logaritmă? Da, pe ultimul, plec, să doar plănuim. Poate avem noroc și a revenit și-l găsim pe drum chiar. Eu mă duc să văd cât costă o carafă de vin. Ca timp cât el este stand de piatră, nu putem să plecăm mai încolo. Depinde ce fel de vin vrei să bei. E, nici prea, adică nu să fie o porcărie, dar nici să fie prea scump. Atunci ce doi arginți, un vin bun, bunicel. Eu îl întreb pe Hangiu dacă are tutun. Cyber. Doi arginți? Da. Îl întreb pe Hangiu dacă are tutun. Mi-a plăcut... Doi arginți? Eu pornesc decât de la 10 ori. Nu, rău, uite, chiar mi-ai dat o idee bună cu tutunul, că tocmai ce-am rămas fără și am uitat să mai iau altul. Dar de obicei am, să știi, adică dacă încerc mâine o să am, să știi. Mănânc când ai. Am de obicei un tutun foarte bun din frunze de măr. Tutun din frunze de măr. Eu am făcut tutun din grâu. Sigur e tutun? Da. Serios. Nu știu ce să zic. Și ăsta un vin mai bun, așa mai scump? Da, un vin mai scump te costă un galben. Galben. Bine, hai că iau un vin mai scump. Stai așa, mă, iau un vin mai scump, știi? Și mă duc la... Marc să-l împac. Și turn așa într-o pahar de la mare. Și okay. Dăm noroc și începe să bem. Dau pe gât. Și pe aia îmi vine în minte, mă, știi ce? Hai să ne îmbătăm ca lumea. Mă duc la Hangiu, cea mai tare băutura ta. Pe după umilirea asta care am suferit-o, trebuie ceva tare de tot ca să uit. Băi, am ceva tare, dar te ține? Mă ține, orice ar fi. Am o țuică de pufoaică. Să fie. Eu mă mut cu câteva scaune mai încolo de Marc pentru că miroase. Îți dă așa o botelcuță mică de țuică de pufoaică. Și îți dă și niște păhărele. Perfect. Care mai vrea? Dă și tu niște... dă și tu niște... de la port. Sii. Ok. Și iau și eu de la el. 6. Eu vreau să-l întreb pe Hangiu dacă are... După primul păhărel deja îți cad ochii și... Auzi, hai că beau și eu odată, dau noroc cu el și dau 20. Tu ești tare de tot, îți mai pui un... Așa, eu vreau să întreb pe Hansiu dacă are niște ceai, nu m-am zis prea bine. Da, are și ceai, îți dă și ceai. Și trei galbeni. Da, trei galbeni, nu. Cât? Trei cupru. Am doi. Da, mă întreb, cum calculăm chestia asta în cupru și de-așa? 10 fiecare, 10 e distanță. 10 unități pentru fiecare. Deci nu, da, am plătit. Este așa, am întrebat, 10 arginți înseamnă un gol sau 100 de argint? Da, 10. 10 arginți înseamnă un gol. 10 gol înseamnă 8 plată. Asta are la 10 argint. Ce? Dar 10 plată ce înseamnă? I-am 100 platină. Înseamnă că ești bogat. I-am 100 platină. Valoarea mea e peste așteptările voastre. Deci gold, ok, 1400 gold. Mă poate tărâi cineva până în cameră? Te răsc eu, adică dau pe gât restul sticluței, știi, și... Eu încerc să-l ridic, nu să-l tărâi. Adică nu, adică îl iau... E căzut, e... Da, eu pot să-l ridic, adică să-l ridic și să-l fac așa după mine, dar fără să-l tărâi. Da, ești prea pic. Îl cară... Îl ia încet, îl suie scările, nori-ți domnul. Scări? Bunul meu prieten!
Bolubac! Bine, și pe scări... Trebuie să fac acrobatics pentru scări. Trebuie acrobatics la minus 10. Ok, stai să văd unde am pus acrobatic skills. Am întrebat, ce lui Mark arată atât de special zarurile? Eu le dau după character sheet. Ok. Ar fi minus 5. Da, ar fi minus 5, dai cu capul de treabă. Fuck! Îmi pare rău. O să am mai multă grijă. Dreapta aia o țin minte. Suntem bun, prieteni. Dar Artom, ai grijă și tu cu el. Îmi pare rău, s-a zbătut și, și din spate vă vede Hangiu. Aveți grijă să nu verse în pac, că voi plătiți așternuturile. De nimica, am de unde. Are el de unde. Și eu mă uit la tine și îmi dau așa din cap că nu. Da, corect, hai. Înainte că luți. Da, și înainte de asta îl duc la baie, îl apăs așa încet pe burtică să dea tot afară. Bă, admir echipamentul, ce faci? Vomite sau nu? Poți să dai un spell așa bad? Poți să încerci să dai un spell bad? Nu-i dai idei, Calchin, nu-i dai idei. Mi-a dat idei. Invoc un ponei. Marc, invoc un ponei în baie. Îi pun mâna la gură. Ponei meu. Dă un concentration check. Nu poți să-ți dau una în cap sau ceva să dar un? Cum? Da, știu, un zar de 20 și vedem. După aia. Dă un concentration. 20 8. Simplu. 8. 8, da, reușești. Cu Q cu Vai să smurezi un ponei. Ponei! Care chinteie de vină. Tu o te dormi cu poneiul. Mânghi poneiul. Ponei. Nu, eu am propria mea cameră, scuze. Oricum, poneiul nu stă prea mult, după un minut așa dispare. Ponei. Rog, nu-i mai dai idei. Am avut un ponei. Da, ia încerc să cânti acum, poate poți să cânti mai bine dacă ești bea. În bai încep să cânt. Eu beu, beu, puțin câte puțin pân capul meu. Bumăr, nu mai pot să-l țin. Bă, într-adevăr, cânt ceva mai bine, dar... Am dat 2, practic, pe zar, în loc de 1. Da, am dat 2. A, păi da, cânti un pic mai bine. E fumble. Da, 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 da. Și adori. În fine, îl punem în pat și... End scene. Și eu plec. Iar mă duc și eu în patul meu și mă culc. Așa, bun, se face dimineață. Tu nu trebuia de la Windows. Oh, capul meu. Eu mă duc să îl întreb pe Hangiu dacă ceva pentru Mahurel. Da, uite, dacă vrei, uite, eu pentru mahmureală beau un ceai de ăsta. Îl asvârl la o parte pe Calchin și dau pe gât ceaiul lui. Dar nu, eu nu îl cer pentru mine, eu îl iau ca să-l duc lui Marc. Marc nu a coborât încă, eu mă trezesc mai devreme. Dar mă refer că mă duc și îl plătesc eu pentru că practic e vina mea că am început. Nu, eu l-am plătit deja. Cât m-a costat? Te-a costat 5 lucruri. Așa, 4. Și mă duc direct în cameră, văd când s-a trezit și dau ceaiul ăla să-l bea. Și face efectul. Oh, ce bun. Bine mă simt. Avem nevoie de tine întreg ca să putem să... Am amintiri foarte neclare despre seara trecută. Dar te doare un pic, așa, simți că ai așa o durere la cap într-o parte. Ce? Așa. Țin minte că eram într-o toaletă, eu, Norzom și un ponei. Ce am făcut acolo? Nu vrei să știi. Norzom? Da. De fapt, nu vreau să, nu-mi spune, nu, orice ar fi, nu-mi spune, prefer să nu țin minte. Dar nu s-a întâmplat nimic. Bun. Am încercat să fac să vomit. Bun, perfect. O să accept adevărul ăsta, indiferent ce ar fi. Bun, asta s-a întâmplat, înțeleg. Da. Ceva de pâine, ți-a amintești? Nu, nimic, gata, deci, bun. Era o halucinație atâta. Îți amintești să fi fost pâinea? Nu. E bine. Te amintești de o treaptă? Nu, deloc, nici absolut. Nici noi. Eu da. Dar eu nu. Te-ai și vă aduci aminte de tine.
Bun, hai să mergem, mergem toți. Hai. Okay, bun. Deci, unde mergi? Și mă duc la Marc și spun... Hai să mai mergem până la poliție acolo sau unde era, până la miliție, pentru a vedea dacă e și ea gata acolo și după aia plecăm din oraș. Ok. Bun, mergeți la miliție și primiți exact același răspuns, gata, nu este acolo. Bun. Încerc să-l conving pe individ. Teoretic spune, adică nu să-mi spui direct, dar dacă ai ști cumva, dacă ar trebui să nu dăm peste Agata, pe unde ar trebui să nu mergem, dacă înțelegi ce vreau să spun? Fumble. Prost. Ce cetățene, cred că tu ai treabă și eu te rețin. Corect, bun, am plecat. Vă rog să ignorați, a băut prea mult aseară și încă e puțin mahmur. Cine are bluff-ul mai mare, că eu nu am zero? Întrerii are. Am și eu bluff destul de mare. Întrerii ca un diplomat ce este. Întrerii ca un diplomat ce este, vrea și să... Își cere scuze pentru tot ce s-a întâmplat și cât are? La bluff, plus 9. Are plus 9? Mă, stai că dau eu pentru el. Trumple. Am spus că dau eu pentru el! Too late! Ok, deci ăsta e deja enervat, tip. Deja ai văzut că începe să a dus mâna la teacă și zice: băi, cetățene, pleacă de aici. Okay. Și apoi dau și eu. Cred că vrea să ne bagi eu la închisoare. Voi parcă ați fost la Bulău aici, la noi jos, nu? Oh, uite, în spatele tău! Și îi dau și eu un bluff și spun că ne pare rău și pentru asta. 14 este, îi spun că ne pare rău și ne iartă, nu? Marș că iar ajungeți acolo. Eu am fugit oricum. Da. Bine, plecam. Ok, deci mergem fără Agata încolo. Bun, mergeți unde? Spre logarit. Da, să vedem dacă și-a revenit. Dacă nu, asta îi facem un mormânt acolo. Tu știi cel mai scurt drum. Ok, vin imediat. Da, știi cel mai scurt drum. E pe aici. Sau pe aici. Bărbăt. Nu știu. Tu ai făcut harta, trebuie să știi. Uite pe harta ta. De la bureți. Nu, mă duc, uite. Dacă trebuie să ai în mână. Mi-a făcut eu copiii și lui Elvis. Dar vezi, nu mergem iar pe la spiridușii aia, care încerca să ne omoare. Și nu putem să dau cu noi nicio, nu cam o hartă. Hai să mergem. Aș lăsa un knowledge manager să văd dacă îmi dau seama pe unde nu sunt spirituși. Să intrării. Unde sunt eu? Așa, uite-mă pe mine. Intrării. La drum. Intrării. Și ar trebui să stăm în stealth, adică să ne furișăm pe drum, să nu dăm iar peste acei hoți. Ar fi de grozavă. Am întrebat ceva, caracterul meu este singur care e întors. Da, ești mai într-o parte, e suspicios de colțuri. Nu, asta mă refer că... eu am chestia de care tragi, știi, ca să-l învârți. O am în spate. Aha, și eu am. Întrerii ori în față. Întrerii a fost mereu mai pe de-andoasele, adică... Ok, deci era de nu-l judec. Ok. Și nu ne mai va refacem un HP că am mai dormit, am și băut. Dacă am dormit iar în cozi, ar trebui să se refacă, da. Eu mi-am pus chiar. Am acum 25. Am întors. Ce s-a întâmplat? Dacă faci HP, nu am mai dormit încă o seară. Mai trecut încă o seară? Da. No. Ok. Întrebi câte își vei face. Tot la fel. 4 sau 5? 4. Nu vă mai băgați peste întrebi, sărat. Ne băgăm peste el. Bine. Până atunci mă zic, hai că dacă... Așa, am revenit. Da. De ce? Am decis să mergem către logaritmă. Bun, furișându-ne. Ok. 26. Stai alta, am plus 10 acum. Am plus 10 acum, chiar. Deci, bine chiar că dacă René Jesus nu ține cu mine, stațurile țin. Așa, restul. 6. 27! Cât ai de fapt? 2? A dat cineva am dat 2, nu, am dat 3 pe zar. Pentru întrerii cât are? 20 cât are? Are mult și el. Are 15 el. Hai. Lasă-mă, dai cu. 22. Ok. Voi trei vă puteți
chitin în caz de ceva. Adică, deci ideea e în felul următor, voi dați asta, nu mergeți mereu în stealth. În caz că întâlniți ceva, să veți fi în stealth, știi? Adică, înțelegeți ce vreau să zic. În afară de mine. Mai puțin Mark. Așa. Adică noi o să fim prin băstuți dacă întâlnim ceva, iar Mark în față. Ei, oricum ele mai... Mergeți, că aveți harta și vă îndreptați spre peștera aia Vasiliscului. Ia, în sus sau în jos, unde era? Și mergeți voi ce mergeți și vedeți că la un moment dat auziți din spate un tropot de cai. O, iar ăștia! Și vedeți că este un tip călare. Oh. Și bine, el vă vede, mă rog, îl vede pe Mark, să zicem. Și se zice, la o parte, dă-te la o parte din drum. Nu mă dau la o parte. Mă dau la o parte. Așa, desigur, treceți. Te dai la o parte și te uiți la fața lui și vezi că e unul din bandiția care v-a atacat atunci. Trebuie cu țireta. Băieți, vreți să-l urmărim? Hai să-l urmărim. Îl urmărim sau îl prindem? Ce ziceți? Mă, oricum de prins, e greu că ele călare. Poți să trag cu săgeata? Nu, putem să-i trăgem, noi suntem în stealth, putem să dăm sneak attack-uri în cal și îl doborăm. Trei săgeți. Eu aș vrea să trag cu săgeata cu piciorul calului. Okay. Eu am arcul pregătit în stealth acolo. Ok, eu cânt acum, încep să... aveam chitară de gât, făceam un stringhi-stringhi pe drum. Iar de urmărit, gândește-te puțin, cum urmărești un cal? După praful care îl lasă în urmă. A, poți să dau trec. Da. Deci orice ați vrea, eu pot să încep să cânt. Cum dau un trec? Dai un survival. Survival. Și ai bonus chiar. Da, am plus 1 la trec. Deci ai bonus pentru că ești în favor terrain. Da, dar mai ai și la trec în plus 1. Stai. Dacă vrei, poți să încep să cânt, să ai plus 2 de fapt de la mine. Bine. Cântatul ăla ne trebuie mai mult în luptă. Am plus 3, plus 5, plus 8. Am survival la plus 8 la urmărie. Da, pentru urmărit, da. Ok, bravo. Ești fără cântatul meu. Bravo. Hai, dă cu zara. Și cu 17, da, reușești să... Fac pipi pe cal și îl urmăresc. Da, exact asta. Simt. Da, arunc cu pâinea în el și rămâne miros. Bun Ozdrom, bun Ozdrom, bun căț, bun urmăritor. Arunc o bucată de pâine în cal, știi, și simt miros. Ce? Gata, calcin? Ce s-a întâmplat? Da, m-am întors. Îl urmărim. Da, 17 la trec. Deci, ideea este că voi îl puteți urmări. Bine, nu-l mai vedeți acum, pentru că el e călare. Dar, știm și că nu mai vede decât voi, dar îl puteți urmări. Da, eu zic să urmărim noi trei și Mark să rămână un pic mai în spate ca să noi urmărim mai în față și noi rămânem cu vreo trei pătrățele, să okay. Se pitească pe nu se poate pitica, da, deja se trece cu prost, dar să rămânem în spate acolo dacă okay, stăm în spate. Îi zicem noi să eu plece, practic chiar. sunt mai rapid decât tine și intrării. Da. Da. Nu mai rapid ca mine. Sunt cam la fel de rapid ca tine. E la fel. Dar nu mai rapid ca mine. Bine, cum zici. Dar poți să stai mai în spate oricum. Da. Mai în spate, da, stau. Ok, hai, eu stau în față și urmez. Că e cam pe unde o ia. Bun, urmăriți voi ce urmăriți și vedeți că, bine, vă îndepărtați de drumul către unde ar trebui să fie logarit. Și se înserează. Dar cu ochii lui de elf, Norzdom încă poate să urmărească ce. Și la un moment dat așa mie este înserat de-a fie. What the? Ce-a pus asta? Ce mă? Simt miros. Așa vedeți așa că ajungeți undeva într-o poieniță așa mică. Imagine unei păduri și vedeți o tabără. Deci un foc de tabără chiar. Aici. Nu, ăla-i... Cred că nu se rece tot. Ce? Era casa de la Cthulhu. Era casa de la Cthulhu, nu știu ce, mă rog. Așa. Ce cai frumoși. Nu trebuie să fim boscheți undeva. Și vedeți așa, sunt patru indivizi care stau...
în jurul unui foc de tabără și sunt și doi cai. Și voi veți fi undeva jos. Mm-hmm. Ok. Păi, dă-ne ca să ne băgăm între tufele. Copiez ăsta. Ok. Bun. Patru bandici. Am putea să ne încărcăm... Chiar e noapte, nu? Este... Da, e... Și noi seara, putem să avem calitatea de ambush. Galgen. Da. Uite-te cu... Nu, sau... Nostrom, uite-te cu atenție. Vezi dacă mai vezi cumva pe altcineva în afară de bandiții ăștia patru? Poate în corturile alea. Stai, eu nu văd corturile. Uite-te cu atenție, că tu ai ochii mai buni decât ăștia și ești mai perceptiv decât mine. Ci... dau ceva ca să văd perception. Ca să ce? Ce vrei să faci? Dacă sunt mai mult de patru pe acolo. Perception. Am plus 8. Eu n-am decât plus 1, așa că n-am dat eu. Ochii tăi de elf nu văd alți bandiți. Okay. Băieți, sunt aproape sigur că nu mai e nimeni. Mm-hmm. Oricum, ținând cont că ăștia sunt bandiți... cineva acolo, sunt foarte, foarte mici. Ținând cont că ăștia sunt bandiți și că ne-am mai bătut cu ei, eu zic să trecem direct la fapte, să-i... Okay. Și... Bandiții sunt, bine, s-a prins în vorba lor acolo. Poate cineva să asculte. Da, poate Norsdom, poate Norsdom să asculte. Norsdom încearcă să asculte. Zice, îi auzi pe ăștia vorbind. Și când ziceai, mă, că se întoarce șeful și cu el alții, băi, nu știu, cred că este 3 zile, habar, nu am, nu știu ce să zic. Păi și cu asta ce facem, mă? O ținem aici legată în peștera asta? Ce facem cu ea? Că e urâtă ca dracu, adică măcar de ne-am fi distrat și noi, dar e urâtă cu spume. Ce facem? Că o hrănim și pe ea acum. Și ăsta cel al bandit zice, băi, nu știu, eu zic să-l așteptăm pe șeful, sincer, eu nu vreau să fac altceva fără aprobarea lui, că știi că se supără. Cam asta e discuția. Întâlnesc de băieților că au răpit, că cred că au răpit femeie. Da, bun, așa. E urâtă. Dacă îl facem bine pe logaritm, îi putem găsi exact la asta mă gândeam și eu. Exact la bun, așa. O întrebare. Săgețile alea de foc mă ajută la ceva cu, în afara faptului că dau foc la țintă? Fac damage de foc. Ok, am și o săgeți de foc. Cine are arc? Între ei are arc? Da, avem toți. Toată lumea are arc. Putem să lovim, acea extintă, care pare mai puternică? Nu acea extintă. Eu și cu Entrerii o să lovim pe banditul 4, tu lovești-l pe 3. Am o întrebare. Și Marc. Dacă ar fi să fac o vrajă de invocare, ar produce suficient zgomot încât să ne audă? Da, cu siguranță da. Ce vrei să faci? Să chem un vultur, un uliu. Nu. Trebuie să stai mai în spate și știi că dispar repede animalele invocate. Vultur, toți fac imagine. Și o să ne prindă. Ok, bun, deci nu. Deci pregătești și eu arcul, scot arcul. Da. Oricum ești mult mai în spate, adică... Da, adică nu poți să vii, tu pregătești sabia, adică ceva să alegi. Ești, practic, nici măcar nu ești pe hartă. Ah. Tu trebuie să-ți pregătești arcul și o să trebuiască să vii în tura de... Tu pierzi în tura... După... El vine când începe normal inițiativa. Noi o să începem tura cu ambush. Da. Deci ei nu o să aibă de fapt... Norsdom. Da. Dau eu. Tragem toți, dar dacă nu moare banditul 4 din lovitura mea, trage tot în el, că între ei poate să dea și el sneak attack și n-are rost. Ok, bine, dar trebuie să mai trebuie să... Stai așa să mă întorc să aduc hârtie și creion. Bun. Deci, eu zic așa. Banditul 4 arată mai urât, așa. Are o bardă, dar ceilalți... Da, exact. Ceilalți așa pare mai puternic. Ăsta cu barda o să dea tare în noi, ei mai au și scut, au apărare mai bună, poate, dar nu o să Eu mă rămân mai încet, sufăr. Deci trebuie să le întoarcem favorul pentru ce ne-au făcut atunci. Eu trebuie să... Încă nu sunt destul de bun cât să mă pot ascunde în plină vedere. Deci am o singură șansă de fiecare atac. După aia trebuie să-i flancăm. Așa... Bun, deci toți trei suntem pregătiți. Vreau să trag eu primul cu calcul. O secundă mai întâi, stai așa să dau inițiativa pentru... Îl trag al treilea. Așa. A, da, stai că trebuie să dăm inițiativ. Putem să tragem în ce ordine vrem în tura de... ambuscadă?
sau trebuie să dăm inițiativa? Da, trebuie să dăm. Stai așa, mai întâi să dau inițiativa pentru ăștia. Ca să fie dată. Bun. Hai să pregătim și noi inițiativa. Perception-ul pe ce se baza? Pe wisdom? Da. Scrie acolo. 1 de 20. Și auzi am ce? Nu știu cât am. Nu-mi dau seama. Ok. 5. Bun. Hai că dăm și noi inițiativa ca să fie dată. Eu am dat pentru mine. Okay. Acum dau pentru intrării. Stai să văd. Așa, intrării plus 4. Intrării 6, da? Da. Mark, hai că dau și eu acum să văd unde am pus-o. Inițiativă, uite-o. 18.1. Dă cu virgulă. Da, 18 și 1 este cât am eu bonusul. Dar de ce? Da, e suspect. Nu, e 18 și eu am 1 bonusul de inițiativă. Nu, nu. De ce 90? Nu, a. În total. Adică ca să știm noi, știi? Ca să știți voi cât am eu în caz devine egalitate iar. Am înțeles. Și Norzdon, Norzdon tu? 13. Da. Deci... Bun. Așa... Oricum rămâne... Acum o întrebare. 10 feet cât vine? 10 feet sunt 2 pătrățele. Deci 2 pătrățele. Ar fi o rază de 2 pătrățele în plus, ar fi. Adică 3 metri. Aș putea să prind 2 dintre ei cu glitter dust. Să-i orbesc. Uh-huh. Asta ar putea fi foarte util. Dacă noi putem să omorâm 2 și tu să orbești 2, noi putem să intrăm înapoi în stealth. Da. Și apoi să mai dăm o dată în ei. Problema e că noi vrem să-i omorâm pe 4 și pe 3. Mai întâi prima, pe mai întâi pe 4 și apoi pe 3. Mm-hmm. Și pe 1 și 2 nu poți să-i... Pot doar ori pe 1, ori pe 2. Da. Eu pot să-i dau un amândoi. Adică pe amândoi. Ar putea să-i orbească pe 4 și 3, dar mie e frică de 4 ăla. Dacă puteți ca să-l luați pe 4 și 2, pe 3 și 1 poți să-i orbesc. Poți? Da. E 10 feet în rază de... Bun, deci veți ataca... Da, 1 și 2 nu sunt în aceeași rază, practic. Nu, că e pe plus, adică dacă dau în centru acolo, ar lovi în sus, jos, stânga, dreapta. Dacă dau între 1 și 3, îi lovesc pe amândoi. Aha, hai să omorâm pe 4. Trebuie să, deci Marco trebuie să țirosești o tură întreagă ca să fii pe 4. Da. Trebuie să fugi. Bun, deci hai, în ordine, deci Kalkin. Kalkin, eu dau un sneak attack, stai să văd cât mai aveam în 4. Cu arcul. Nu știu dacă fost folosit săgeți de foc sau normale. Nu știu dacă ar avea rost de foc. Foc. Ar avea rost? Păi dai foc lui ăla, moare mai repede. Nu, lasă mai bine. De ce? Eu oricum dau o groază cu sneak attack-ul. Hai. 10. Deci plus 10. Parcă așa era. Mai am unul bonus. Pe jos și o să se răstogolească și o să scape. Plus 1 de la... ăla... Este puțin. Apropiere. Parcă... Da, plus 1 de la point blank shot. No, asta ar fi tot. Bun, plus 1. 16. Ok, îl nimerești, da. Sneak attack în 4, da. 1 de 6 plus 1 plus încă 1 plus 1 plus am uitat să pun sneak attack 2 de 6 parcă. Gata, e rândul meu acum? Nu, da, nu am terminat. Cu sneak attack. Sneak attack era 2 de 6, da, 2 da, de 6. Da. Acum cu ce dată? Da. Ce? Stai că am scris greșit. 6. Ok, 10 damage în total. Da. Ăsta nici nu știe, dintr-o dată țipă, știi? Și celălalt se uită așa. Bine, acum voi cum ar veni tradeți concomitent, deci. Da. Încă o întrebare. Sunt mai departe de 120 de feet de ei? 120 de feet ar trebui să fie vreo 40 de metri. Sunt mai departe de ta? Nu. Poți să dau glitter de asta aici?
Nu pot de da. Aici. Oh. Deci tura viitoare asta e glitter de asta. Deci poți să-l dau în timp ce ei atacă, practic. 120 împărți la 5 face 26 de pătrățele. Da. Ok, dacă zici așa. Cam că așa zic, regulă așa. Range am în medium este 100 feet plus 10 per nivel. Și okay. Cred că e nivelul de mag, nu de bard, că dacă așa fi 140. Da. Zi. Deci poți să-l dau? Următorul este Nordom. Ok. Eu dau cu arcul. Da, dai cu arcul, dai în 4. Deci că n-am murit. Eu am mară... Unul de 20. În primul rând, deci am 8 din arc. Am unul din... weapon focus. Și mai am... încă unul din point blank shot. Și atât? Da, atât. Hai. Deci ăsta e 29 damage. Nu, ăsta e 29 atac. Asta e critică? Atac. Nu e critică. 20. E aproape. Atacul e 1 de 8, parcă să mai știu cât e la long da, bot. Atacul e damage este 1 de 8. 1 de 8 plus 1, nu? Da, plus 2 chiar. Plus 1. Plus 2? Da, plus 2 de la point blank shot. Da, bun, hai. Așa. Cred că e mort. Banditul ăla. Firar. Sau nu? Nu este doar 14. Banditul nu este mort, dar nu știu de ce nu... Mari și întrerii. Selectez. Întrerii ar fi tras în 2, da. Dacă vede că n-a murit 4... Hai, tragi. Deci... Deci în cine trage? Tot în 4. Ok. Vrem să scăpăm de 4. Deci apără un short bow simplu, are point blank shot. Nu are point blank shot? Nu, el e pe cuțit. Cuțitar. Ok, deci... Plus 8. Revin imediat. Nope. Niciun caz. Ok, bun. Acum dau eu Glitter Dust fix aici. Și lovesc pe ăștia doi. Dacă nu dau 5 pe will save, vor fi orbi. Ok. Pe care? Pe ea doi doar? Acolo. Vine în plus. Adică două pătrițele. Vine... Așa este? Da. Nu e în... E 10 foot radius. Cum zice acolo? Area creatures and objects within 10 feet radius spread. Care mi-ai spus că este un plus. Nu este un... Da, este un plus, dar punctul este da. La intersecția a două linii. Da, deci vine... Vine... Deci este punctul de origine. Da, aici e originea. Și se duce în sus în banditul 1 și în jos în banditul 3. Nu. Deci punctul este intersecția dintre două linii. Dintre o horizontală adică și o verticală. Acolo. Exact. Atunci dau acolo și îl vezi pe 3 și 4. Exact, așa. Da. Ok, bun, am înțeles. 15 will save le trebuie ca să nu fie orbi. Ok, stai să vedem cât au ăștia. Ăștia au așa. Deci. Ăla 4 este orb. Și celălalt nu. Ăsta săracul e distrus, știi, și cu două săgeți în spate și orb, știi. Ok, acum... Well, that went well. Acum vine inițiativa normală. Bun. Este rândul banditului numărul 4, care, bine, el este orbit și, nu știu, nu face nimic, știi, e nebunit. Îi trece tura. Calkin, rândul tău. Rândul meu. Aici trag o dată, o săgeată, dar acum trag în 2, că nu e ciudă pe el. Așa. Fumble. Dau fumble, ca întotdeauna. Blessed by Rene Jesus. Da, ok. Se rupe coarda de larg. Iar! Și abia ți l-ai reparat. Nu a făcut o treabă bună, frația aia. Da.
Arcul ăsta! Cine bani înapoi? Arcul ăsta mă moară cu zilele! Am tras. Pot să îl arunc pe jos ca move action, ca free action? Da, pot să scot. Și vreau să-mi scot cuțitele. Da. Bun. Rapierul și dagger-ul. Ok. Fight weapon fighting sau ceva? Am combat trick to weapon fighting. Ah, ok. Bun. Următorul este Mark. Oh, eu. Alerg înspre luptă. Așa. Și pe drum încep să urlu intimidător așa. Veți muri cu toții! Ați intrat pe teritoriul Măritului Vrăjitor! Galafutaplex! Să-ți dau și intimidate. Hai, vreau să mă cum râcă de aia pe jos. O să fii mai puternici. Nu, o să râcă de pe jos și o să râdă. No, e bine, e bine. Nu-i par foarte intimidați. Încep să râdă, spune. Încep să râdă? Nu. Nu, nu încep să râdă și scot toți armele. Aha. Legătit de luptă. Și, da, la un moment dat, vedeți că... Co? Pe din cort? Da, dintr-un cort, dar... Dacă m-ar lăsa... scur. Așa. What? Norzum, că ai ochi foarte proști. Nu, am ochi buni. Vedeți că dintr-un cort iese magul. El era prea care... departe, n-am apucat să vă până și la ăla am văzut. Pe care îl cunoașteți. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? La atac, proști, nu vedeți că suntem atacați? Te-ai sobostit. Și îl vede pe... Pe cine să-l vadă? Îl vede pe Entreri. Îl recunoaște de data trecută. Și face așa cu... Face o schemă așa din mâini. Și iese o ca o suliță așa de foc care se îndreaptă către Entreri. Entreri trebuie Entreri zi cât are Entreri la touch armor class. Au, touch 15 la touch. Ok. Ok. La touch nu poți să dai save. Ce? La touch nu poți să dai save. Nu, păi asta e așa. Și îl înimerește. Clar. Adio, așa, 6. Adio. Plus 4. Au. Plus 2. Au. Plus 3. Cred că 15 vine. Îl cap așa, aproape. Da. Nu te-ai învățat minte, se vede. Da, era ce, care e magicianul ăla? Magicianul e mag pe el? Sau da. Scrie sau nu scrie? Scrie mag. Scrie. Și nu, e fatigued. Ah, ăla care n-am bătut atunci? Da, da, e magul Bandi el e. Ok, e rândul meu? Acum vine rândul lui Norzdom. Ok, alerg până aici, da? Nu! Nu poți să alergi și apoi să trag? Da, poți. Poți, deci, alerg până aici. Dar nu poți după aia să te mai miști. Dacă dar fata e alta, că gândește cum tragi tu un magul ăla printre bandiți? Dar nu vreau să tragă magul ăla. De ce nu? Eu zic să omorâm magul. Deci hai să văd cam cât e la magul. Banditul e orb, banditul 3, e orb. 4, 5, deci poți să dau magul ăla tot cu... Okay, deci... Cât timp este orb, Mark? Asta este moduration. O rundă per nivel, cum sunt... mi-a nivelul meu de caster, nu? Da, ești... Da, 4 runde. Bună. Oh, e bine, că dacă este că durează decât o singură rundă la început. În fine, atunci dau un magul ăla. 29. Da, îl nimerești. Dacă ai dat crit la 19, ce bine era. Am eu pe rapier și pe dagger. Rapier ai 18. Serios? Da. Da, să moară, na. Da, e 18. Nu, nici chiar așa, îmi pare rău. Doar că... Și-a una în picior, nu știu, să scăpăteze ceva. Da. Urmează banditul numărul 1, care își scoate arma, dacă pot să dau click pe el, și își scoate arbaleta. Și se trage înspre Mark. Oh, mă vede bun. Să te văd, mucosule! Da, două, are point blank shock dacă are. No, este critical fail și se rupe
Aia la... Ala ne băvrem și eu fug după aia. Ai renunțat să mai folosești damage propriu la critical fail? A? La cât de ai mult ați murit voi? Folosești damage propriu la critical fail? Da, urmează banditul numărul 2. Ah. Aici scoate arma. Și... bine, oricum doar atâta o să facă, o să-și scoată arma și n-am știut ce e atât de greu să-i... să-i manevrez, nu știu ce. De ce uite la el? Ce tupeu! Știi că asta înseamnă că o să fie flancat cu siguranță, nu? Când vine tura mea, tipul ăla e... De ce se mișcă așa de greu? Bye-bye. Așa, și banditul numărul 3 vine la Mark. Saga. Păi stai, și banditul numărul 2? Nu poți să dau ceva în față dacă s-a apropiat așa mult de mine? Nu, dar dacă pleacă. La inițiere nu ai atacat. Bă, urmează până îl mișcă pe ăsta Entrerii. Entrerii. Entrerii trebuie să-și scoată... Trebuie să-și lase arcul și să-și scoată sabia. Ah, chiar, el are combat exp... Se dea cu cuțitul în capul ăla. Combat expertise, weapon finesse... Sneak attack... Ce mai are? Feint? Ce face Feint? Nu știu. Poate să intre în sneak attack dacă dă un intimidate sau ceva de genul după aia. Dacă dă un bluff. Un bluff, bluff, corect. Bluff? Vreau să încerc chestia asta, care bluff mare. Nu știu, mai știu exact ce face. Exact. Avea și bleeding attack, văd, dar ăla merge la e fie pe move action, fie pe standard action, nu mai știu cum. Bine, nu mai folosesc. Erau doi. Era util chestia aia. Ăsta nu poate să folosească două arme ca mine, nu? Nu știu. Dacă are fit. Nu are. În schimb are weapon finesse. Și... Da. Cred că cam atât. Deci, să te-am banditul 2! You can use bluff to feint in combat. Causing your opponent to be denied his dex bonus to his AC against your next attack. Deci pierd o tură sau... Check. Nu zice ce e ăsta, dacă e ce tip de acțiune e? Nu zice. Ah. Nu știu. Deci nu mai folosesc, nu? Nu. Ah, bine. Atunci las arcul jos, ca move action o să scot dagger-ul, cred. Deși dagger-ul ăsta nu dă prea mult damage. Nu-mi prea place dagger-ul ăsta. Fainting is a move action. E move action? Uh-huh. Nu, oricum trebuie să scot dagger-ul. Deci, da. Da. Scot dagger-ul și dau un atac simplu. Bun, dai un atac simplu. Pot să intru în combat expertise? Am aflat ceva. Așa. Da. E ăla că... Primesc unul la AC. Primesc unul la... Da. Am aflat ce mai prins, dar să mă pun în fața lui să trag cu arcul decât să dau cu sabia. Hai, ok. Bun, deci am pus în ăsta, deci o să am plus 8. Tac, 24. Da, merești. Așa. 1 de 4 plus 1, dai puțin damage. Foarte puțin damage. Dai tine. Nu simte aproape nimic. Exact. Dar totuși a 2. Următorul este deci tu, banditul numărul 4, care în continuare este orb și e bezmetic și se plimbă de... și calchin. Așa, eu. Cât aveam la move? Parcă 4 pătrățele. Da. 1, 2, 3. Poți să ajung la mag? Parcă pot să ajung la mag, nu? Da, ajungi fix în fața lui. 3, 4. Nu, că acolo e cortul. Ah, e cortul, deci nu poți trec pe acolo. Ar fi așa, dar așa mă costă cât mă costă. Da. Nu, ajung aici. Aici oprești. Nu, prefer să ajung aici, dacă pot. Da, e bine. Aici? Doi e mâncat. Pot să ajung aici ca să nu, și fără să-mi iau AO? Nu. Deci aici trebuie. Da. Dar asta este totuși... Da, e. Bun. Da, mă, dar magul ăla era tras. Cele două atacuri erau... Full round attack, deci nu pot să le dau pe amândouă. Nu. Auzi? Dar am și o întrebare. Să zicem că Calchin nu poate să treacă să meargă fix așa în linie dreaptă spre magician, da? Dar Marco poate să treacă în linie dreaptă să se tragă în el și să prin cort. Păi cortul ăla are niște frânghii, știi, de care e... Adică este difficult terrain deja acolo, înțelegi? Am înțeles, ok, atunci. Exact. Cortul nu este înalt.
Da, am înțeles. Continuăm atunci. Așa, 1 de 20 plus 10. Bă, da, viața banditului 4 nu o vedem? Nu o vezi, da, deloc. Vezi, viața... E secret. A, era viața mea, scuze, credeam că e viața banditului 2. Nu era mea. Hai. Așa. Așa, parcă atât aveam. Take, sticks, da, e și sneak attack ăsta. Da. Deci, 1 de 6 plus 1 plus 2 de 6. Păi, mort. Mort. I'm on a killing spree. Îl înjunghi în spate și cade pe jos. Pot să mă rotesc ca free action sau e move action? Ce face? Vreau să mă rotesc să fiu cu fața la mag, nu vreau să fiu cu spatele la mag. Nu. Nu pot, trebuie să stau așa, deci. Următorul, după care cine este Mark? Scot rapierul și îl înjunghi pe banditul 3. 7. No, îl faci să râdă, nu. Niciun caz. Urmează magul. Este ce vrăjel mai are. Dar mai mult ca mine animalul. Ce vrăjel mai are magul. Dar chiar, el n-a dormit. Da, stai că a trecut mult de când ne-am bătut. Magul face așa. Vezi că face o vrăjeală și dintr-o dată apar încă 3 magi pe lângă el. Mirror image. Ceva de bine. Ok, îl batem pe mag la final. Mă, a focusat tancul. Și vedeți că scoate din bine, din buzunar, de la cingătoare o baghetă. Așa, următorul este Nordom. Ce trebuie? Knowledge Arcana ca să ne dăm seama care... O să mă uit eu când vine rândul. Ok. Cam 8 de elf pot să văd. Torp, știi? Și stai să văd cât face. 1. Încerc să-l omor. 2, 3, 4. Îl omor pe 3. Da. Nu mai dau un baie, tu 4 lasă la acolo să se învârtă săracul. Okay, și puneți câte unul la fiecare, la fiecare crit. Dai ca... Ce? Cine? Ai dat crit. Cine? Cui? De două ori, dublu crit. Unde stai? Cine a tras? În 3. Așa. Trebuie să confirm crit, da. Așa, confirmă-l. Okay. Mai dă un roll de 20. Mă rog, mai dă o dată atacul. Atacul, dă mai două. Ok. Deci nu, damage, atac. Doar atacul, fără damage. Vezi că damage-ul este... Stai, este 11. 11 și dacă dai crit, e 22. Este, puțin că ceva nu e bine. Ah, ba nu e bine, e bine. Ba nu. Nu, trebuie să fie 1, nu 2. Plus 1, atâta. Adică 10, e 10. Nu trebuie să fie 10. 10, tot e bine. Plus 10. Da, bă, rog, are... Da, e ori 2 sau ori 3, oricum nu contează, dacă a fapt divers. E ori 3, chiar. 3, ori 3. Ori 3, nu, e picat, îi exact prin țeasta îi trece săgeata. Îi explodează asta cumva când trece săgeata. Banditul numărul 1. Am linșat pe ăla. Vine spre Calkin. 1, 2. Calkin, nu! Care asta la atac? Tot la atac. Atac 19 versus AC. Nu trece. Calkin. Nu da, trece. Ai 20? Trece. Am 20, da. Ah, super. Ok, bun. Wow, e decât 17. Ok, stai așa să-i... Deci... Vezi de ce Robert armură. Da, Dexu. Dexu? Am Dexu. Dexu se prinde doar la armură. Entrerii, corect. Entrerii... Ce face Entrerii? Se furișează pe aici... Cât are? 1, 2, 3... Poate se furișeze aici... Pe aici? Sau e prea departe? Prea departe. Prea departe. Da, aici l-ar flanca? Nu. Nu. Deci de aici o dată așa, de două... Ăla a fost 2. 3, vine aici și încearcă să dea un cuțit. Un
frate, două. Deci ultimele mele zaruri. Oh, Doamne. Ultimele. Da, se înjunghie. Da, cum, de pe acum se înjunghie? Plus, 1, 3 damage. Ok. De pe acum se înjunghie. Urmează banditul numărul 4, care la fel. Umblă highway. Da. A trecat, a sărit pe puștianul ăsta împiedicat. Calcă în foc cumva? A, eu? Nu, nu se împiedică de bușteanul ăla, nu cade pe, nu cade pe jos. Eu dau un full round attack în banditul ăsta. Ce face full round attack? Două atacuri, dagger-ul și... Ai deja, aveți deja două atacuri? Eu am două atacuri, am combat tricul. Nu, tu ai... Am, adică... au... A, da, ok, da. Da, a, da, corect, hai. Wow, stai că e un glass scanner. 20 plus cât? Aveam minus 1, parc? Nu, minus 2. Minus 2 la fiecare. La fiecare armă, da. Adică plus 8. 22. Calculezi și damage-ul acum? Da, da. 1 de 6 plus... Pentru fiecare armă dai atac. Întâi dau atacul pentru fiecare armă? Da. Ok, întâi dau atacul. Rol, da. Dar e același lucru, oricum damage-ul dau. 1 de 20 plus 7, 24. Așa. Și acum să dăm 1 de 6 plus 1. Deci a lovit de 2, o să lovească de 2. 1 da. De 4 plus 1. Plus 1. Dar de ce 1 de 4 plus 1? Dagger-ul atâta dă, dagger-ul meu. 1 de 4, simplu. 1 de 4 dă? Am greșit eu înseamnă. Oricum, la offhand nu se pune bonusul de la strength. A, de asta. Da. Așa. 1 de 6 plus 1 de 4 plus 1. Da. Deci, 10. Ai făcut ceva? L-am rănit puțin. E rănit puțin mai mult. După care vine Mark. Eu? Mark, du-te și dă-i banditul ăla. 1, 2, 3, 4, 5. N-ai putea și tu să te duci pe partea pe lângă 4, că 4 oricum nu te vede, nu poate să-ți dea... Ba, să că sunt bine unde sunt și dau în ăsta. Nu că vreau să prindem magul ăla. Crit. Să... Crit, wow, super. Wow, la super. Confirmare am dat 7, deci nu prea e crit. Nu, dar... Te-am dat 2 damage oricum. Atât? Da. Wow. Era mai frumos să dai crită, să confirm crita și să dai 1 de damage. Bun, magul, vedeți că face așa încă o vrajă. Mai cheamă clone. Da, și va trage, va trage din nou în entrerii. Oh, da. Ce, cu ce trage, stai așa? Cu ce trage? Are 18 minus 2 că trage, 16 versus touch. Trece. Da, trece. 2, 8 damage în 3. Are minus 1 viață acum, stai. E lișat. Așa. Nu! Întrerii e pe jos și în flăcări. Fierbinte? Eu? Da. Trag în... Stai, sunt 3 mage, nu? Da, sunt 3. Să... Sunt 4 magi. 4? 4 magi. Și oricum trebuie să tragi prin lui ai 2, deci ai penalitate la atac în da. Dar nu, eu n-am penalitate. Are tragi pe... prin ăia, dacă vrei, te miști. Da, eu n-am penalitate. Tragi prin ăia 2, că sunt ăia ăștia 2 în fața ta, măi. Mark și cu Calkin. Da, eu am precise shot. Da, mă, dar sunt în fața ta. Ok, atunci aici. Cic, da. Bun. Trage în banditul 1 totuși, ca să pot să trec eu de el și să dau un mark. Dar de fapt, a trecut runda lui Mark și n-a verificat care e magul real. Am uitat, ups. Nu, verificam altceva eu. Verificam care este, ce face bagheta lui. Și 6 damage. În cine? În banditul 1. Banditul 1 este mort. Este. Așa, bun. Jos. Hai că banditul 4 și revine tura asta. Entrerii? Nu. Nu că mai e o tură, asta e a patra tură și asta e ultima tură când el este. Trebuie să-l omorâm până să-și revină. Nu, el
vedeți că bâșbuie așa pe la piept și găsește o poțiune. Aia, să dă pe gât. Așa, acum e tura cui? E tura mea? Du-te și omoară pe bandit. Asta și vreau să fac. E cu spatele acolo, nu-i așa? Da. Își dă seama dacă ajung aici? Nu. Perfect. Una bucată rapier. Cu 25. Da. Din spate. Și da. Fiind un sneak attack, îi dau 15. Bun. Dacă n-ar fi fost poțiunea aia, ar fi fost mort. Mark. Eu? Mark. Da. Ok, pun mâna deci pe... Pun mâna pe intrerii. Mm-hmm. Eu sunt Jesus, vindecă-te! Wow. Nouă vindecare. Wow. Cu ce? Cu vraja sau cu... Cu vraja mea. A zis că pune mâna. Super. Hai, pune-i HP la loc. Așa. Și hai să-i scoți. Are și el. Nu e un flăcăr cumva? E apă pe jos. A, da, corect. Magul. Îi mai dă încă una de nou. Dar vreau să aflăm care e magul real. N-avem ce să facem dacă nu știm care e magul real. Calkin, Nordstorm și Entreri will save. Will save. Oh, nu. Nu will save, nu eu. Ce să dau? V-a dat sleep, nu e așa? Băi, eu nu mi-au sleep. Eu am luat 8, am dat 18. Așa. Entreri, care are will mai mare ca mine, a dat 17. Așa. Și Norzdom, hai, și tu. Tot unul de 20 plus 1. Dar pentru ce? Pentru vraja mamei. Da, acolo. Oh, Doamne. Dar este mult la sleep. Norzdom este orbit. Ha. Nu era sleep, era orbit, era exact ce a făcut Mark. Da, Norzdom este orbit. Norzdom? În ce direcție mă învârt? Pune în ce direcție alerg? Uite, uite la mag acum. Acum este rândul un Norzdom. Acum Norzdom, tu te uiți la mag. Mă dau în spate, orbit. Poți să tragi în direcția magului cumva. Tu ești, te uiți la mag, dar am, nu știu, dacă încerc să-l ghidez către banditul 4, o să se împiedice? Că e un buștean acolo. Da, o să mă împiedic. Poți să mă târăsc în spate? Nu, da. Nu, stai puțin, nu. Tare, aș vrea să încerci totuși să faci ceva util. Ok, păi spunem cum mă târăsc. Deci îmi închid ochii acum. Deci trebuie să-mi închid ochii. Și spunem cum, în ce de direcție mă târăsc. Vrei să te lași în jos? Nu știu, să îmi spună el cum să mă mișc. Dar tu ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Întrebarea mea este dacă poate să ajung în aici. Unde? Fără să-i împiedice. Unde? Zic eu să meargă așa. Cum să meargă? A, da. Pot? Să-l ghidez, până acolo ceva. Pot? Trebuie să dau un acrobatics mereu. Ok, dau un acrobatics. Trei acrobatics. Dar văd cât am un acrobatics. 7. Ai... Da, ai calculat ceva. E 20 plus 7. 15. Nu, no, e ok. Ajung aici? Da. Da, okay. Acum încearcă să tragi în direcție generală în față. Poate reușești să nimerești banditul 4. Și cât îmi scade? Cât îmi scade de la orbiure? E 18. Nu, nu-l nimerești. Ok, nu-l nimeresc. Dacă dădeam din nou 19, poate. Poate dacă dădeai crită. Așa. După aia, vine Entreri. Entreri. Nu trebuie să mă pun acolo acum, stă în mine. Ăla fiind tot cu spatele, uh-huh. Îi mai dă și Entreri un sneak attack. Nu-ți dăm picior. Wow. Crită! Cu sneak attack. Confirmă-l. Trebuie să-l confirm. Trebuie să confirm, știu. Crita. Am confirmat-o. Da. Se dă double damage doar la armă, nu așa? A murit. Nice. Nu. A murit. Totuși vreau să văd cât dau și cu Zaru. Mai avea 1 sau 2 viață. 1 de 4 plus 1 plus 2 de 6. 15. Tot de damage. Bun. Vine rândul, deci după Entreri, ăsta a murit, Calkin. Și eu ce fac acum? Dă-mi mag, poate nimerești care trebuie. Care dintre ei? Oricare, dă-i un 1.
De cu armă, aia. Folosesc vreo cunoștință ceva, vreun perception, să încerc să dau seama. Fă-te testoasă, fă-te armadilo. Nu mă fac nimic. Vin până aici și încerc să dau cu rapieră. Dau vreun zar ca să văd dacă nimeresc pe ăla care trebuie? Tu dă atacul. Ok. Iar tu o să dai cu zero să vezi dacă... Ah, da, apropo, mi-am cumpărat să mă unde 20. Așa, dă cu... dă un... de 100. Eram sigur. Un de 100. Dai 25. Nu. Nu nimerești. Nu. Serios? Nu. Serios? Nu. Nu se pune că dat crit? Așa, e ca la Cthulhu. Deci trebuie să dau 1. Trebuie să dau 1. Prima dată în viața mea când trebuie să dau 1. Dar ai dispărut o iluzie, nu? Nu. Nu? Dar știm în ce iluzie am dat, nu? Trebuia să dispară o iluzie la lovituri, parcă. Corect. Mai contează damage-ul? Mi-am găsit zarul. Fiind iluzie, nu cred că mai contează de damage-ul. Am și un zar de 1 de 20. Ce? Ce-ai zis? Am și un zar de 1 de 20. Nu tu, mă. Rândul meu? Da, rândul tău. Ok, avansez 1. Avansez așa. Un knowledge arcana ceva, poate poți să-ți dai seama ceva? N-am cum. Asta face vraj. Adică asta va înșunare cum nu poate fi învinsă în modul ăsta. Decât dacă ai un dispel. N-am dispel. Ok, dau un mag. Cu 16. Ok, dă cu ăla de 100. 50. Nope. Dar mai dispărut o iluzie. Mai are două, nu? Acum ai 50-50 șansa să... Deci mai sunt doi oameni acolo. După aia vine rândul magului, care... vedeți că face el bine, amândoi magii. Fac așa o mișcare, puteți să dați attack of opportunity. Bun. Dau. Dau. Stai n-am confirmat crit-ul. 24. Da, l-ai, ai dat chiar în el. Ai dat chiar în el. Și vezi, stai așa să dea un... concentration. Opa! No, fail! Fail. Dai cu damage. Mai te sunt OP. Dau eu cu damage-ul? Cine a dat... Amândoi am dat 24. Marc a dat... Amândoi am dat 24. Eu am dat 24. Numai la, ca la ăla, la R100. Am dat 50 atunci. Nu, acum când ți-am zis să dai attack of opportunity. Am dat attack 24. Nu, pentru... Mai dai un R100. Pentru imagine. Mai dau încă unul. 69 am dat eu. Nu. Așa. Dacă dau și eu. 52. Bine, tu nu mai contează. Tu nu mai contează. Nu, hai, tu dă damage, Marc. Hai, eu dă damage. Cât damage ai? Damage am dat 5. Ok, bun, super. Și? Urmează în ordon. Da, magul n-a reușit să facă ce vrea să facă? Nu. Ok, stai bine unde stai. Nu, mă duc, uite așa, în lateral. Adică o să mai dau daie să mă mai mișc în lateral. Ba nu, rămân unde stau, unde sunt. Așa. Unde stai. 1, 2, 3, 4, e... E 5, e bine. Nu, e bine. Stai unde stai, că stai bine. Da. Acum e rândul lui Entreri, presupun. Așa, rândul lui Entreri, da. Poate să vin aici sau este cortul? Poate să vin acolo. Așa, vine și el și dă și el o bucată cu cuțitul lui. Dar nu văd zarul. Așa, 19. Deci încă mai sunt doi oameni, nu? E decât magul acum, nu? Da. 1 de 4 plus 1, 4. Deci noi suntem aici niște ucigași. E mort. Și e mort. Logic că Entreri a dat lovitura finală. Mereu face asta, ca prin minune. Și a toată gloria. Se fac asasin sau ceva. Ok. Eu vreau să intru în cort să văd... Tu ești orb. Nu, întâi dăm... Tu ești orb încă, stai de mură. Noi dăm și noi în perception să vedem... Tu ți revii în curând. Da, eu vreau să dau un perception, vreau să văd ce găsim pe aici. Ok, bun, deci, stați așa, deci cineva să țină cont de ce, deci magul, da? Are așa. Scrie pe ceva. Scrie. Scrie. De ce scrie?
Pe o chitanță, nu contează. Nu. Bun. Avem notepad-uri și ești pe PC. Da, ai character sheet. Nu, eu scriu în character sheet la author notes și după aia... așa. Un masterwork rapier și un masterwork longbow. Aș dori să reveni ca cel rapier, vă rog. Aș dori să reveni. Hai să scriem ce ați găsit și după aia, da? Longbow, bun, așa. Așa, după care, găsiți o poțiune de cure moderate wounds. Cure moderate wounds. După aia, găsiți un scroll. Da, nu zic ce scroll este. Găsiți așa, stați așa. Deci, scroll trebuie să ne identifici ceva. Patru scrolluri găsiți. Patru scrolluri. Da, wand-ul vrăjitorului cumva? Nu, văzi de pe acum, nu. Deci, văzi de pe acum. Deci este un scroll de magic weapon. Unul de protection against evil. Deci, scroll. Magic weapon. Scroll of protection from evil. Protection from evil. Două scrolluri de mirror image. Mirror image. Mai găsiți o baghetă, asta nu cred. Or doi. Și wand-ul. Wand care pare foarte util. Și găsiți și 113 galbeni. Pare o să-mi dat și mie din ei. O împărtim cu toții. Ai destui de mulți. Îi împărtim cu toții. Deci asta a fost magul. Așa. Banditul ăla pe care l-ați... deci, voi. Bandit. Bandit 4, nu? Da, aveți un great masterwork Great Axe. Mark. N-are voie de ceva mare? Da. Ceva bard. E bard, nu bardă. Pe aproape. Două poțiuni de cure light wounds. Cure light wound. O poțiune de feather fall. Vreau eu. Soiețul care are acrobatics mic. O poțiune de hide from undead. Wow, asta îmi place. Mi-e frică de undead. Eu n-am nevoie de așa. O poțiune de divine favor. Divine ce? Favor. Îți dă plus 1 la atac și damage. Timp de 1. Mai zi o dată cum când am auzit divine că... favor. A favor. Avoare divină. El are un chain shirt și așa. 59 de galbeni. Bun. Așa, după aia la bandiți găsiți așa la fiecare câte un longsword. Un longsword. Deci la al patrulea care avea un topor? Trei longsword. Longsword or trei. Așa, okay, o arbaletă, heavy crossbow. Crossbow. Așa. Găsiți niște holy water, un holy water și un alchemist's fire. Alchemist fire. Găsiți și trei heavy wooden shields și trei breastplate. Wooden. Dacă vreți să le cărați pe toată asta în oraș și vă anunț că o să vă mișcați tare, că... M-am prins și eu de asta. Ne trebuie un car, ceva. Sau niște cai. Avem cai alături. Avem cai, chiar. și doi cai. Găsiți și doi cai. Da. Îi trec și pe ăștia. Îi bagi în inventar. Acum, mi-a trecut oră chestia că mai sunt orb. Poți să-mi mișc? Da, tu ești ok. Ok, ce găsesc în cortul ăsta? Vine și ce găsim în cort. Le trec pe toate aici și facem după un aia. Un sac de dormit. Bun, foarte bun. Dormit. E bun de cărat pâine în el. Asta vreau. Chestia asta nu mai amuzantă. Ba da. Ce? Nu mai amuzantă. Dacă mor de foame. Dacă mor de foame. Mai nu mai amuzantă sau de când am început. Nici nu mai știu. E noul Arrow to the Knee. Se va învechi niciodată. Okay. The cake is a lie.
Cât să uite în orizont în corturi, eu mă uit la bagheta să-mi dau seama ce este cu knowledge arcana. Ok, super, de ton. Bun. Am dat 20. Dai seama că este un wand of mage armor, parcă îi zice. Fine. Mage armor? Parcă așa îi zice. Ce face chestia aia? Un armor, parcă. Nu, îți dă mai mult. Îți dă 4 armor. Chiar, și eu pot să folosesc 10... Mark. De 10 ori poți să folosești. Mark, și eu pot să folosesc wand-uri. Și eu pot să dau days pe tine. Nu, dar vreau să zic altceva, că tu ai deja wand-ul de Cure Wounds. Poftim, ia-l pe cel de Cure Wounds. Ce? Ia-l pe cel de Cure Wounds. Că oricum poți să dau vindec manual. Da, dar eu sunt cam zgârcit cu heal-ul, nu sugerez. Las că, da, îl poți să dai heal. Da, armura s-ar... Armura s-ar putea să fie utilă. Nu-i de armura, nu-i de armura, o să fie și mai zgârcit cu armura. E antenă, Mark. Da. Îți dă plus 4 armor bonus la AC. Iar armor bonus nu se stachează. Aha, deci nu-mi dă absolut nimic, fiindcă deja am 4. Da. Ok, întrebi, Calchim, băstează-l tu. Dar eu am... Ar fi util pentru să, să o dați pe ăsta, pe logarit. Da, el n-are armură are deloc. O să și nu-l îngreunează nimic, că e armură magică, știi? Da, păstrăm pentru logarit. Trebuie să o păstrați pentru logarit. Dar chiar, cine mai știe să folosească wand-uri? Că cine e dispus dar, să pierde o tură? Mark, tu știi să ai în lista ta de vrăji mage armor? Stai să văd dacă pot folosi ca bard. Că dacă nu, atunci trebuie să dai uzarul. Trebuie să dai use magic device ca să funcționeze. Cât ai la use magic? Ai mai mult? Nu, de fapt nu poți întreba asta. DC am impresia că e 15 plus nivelul vrăjii, adică 16. Eu am 0 la use magic device. Eu am 6, dar nu contează. Nu, no, cred că mai bine păstrează Mark dacă stau să mă gândesc. Mă, poți la început. Deci cu, dacă zici că ai așa, e 50% șansă să funcționeze. Adică... Da, dar e... cam puțin și plus eu dacă în prima tură din luptă dau sneak attack-ul, dacă o folosesc ca să dau armură lui... Poți să o dai în prealabil. Că e peluț. Să-l ia careva pe North Dome de acolo, că cine știe ce-i dă calului să mănânce. Ia pâine că nu-ți mănâncă. Glumesc, nu-i dau. Nu e, nu, nu dau. Pâine, așa, n-am pâine așa. La mine. Bun, încă o dată, ia să vedem ce avem aici. Ah, deci, scuze, nu, e mult. Use a wand de 20 DC-ul. Nu, nu este în lista mea, trebuie ca să am use magic și am 7 use magic. Ai mai mult ca mine. E, deci este 20 DC-ul ca să... Nu, de fapt, Grandomir, Entrerii are cel mai mult la use magic device. Deci păstrează, eu nu pot să-i pun în inventar. Scriu aici la author notes. Deci wand-ul, unde am scris wand-ul. Îl scriu separat, wand de magic. Oricum o să mă mai uit pe reguli, că sunt mai complicate. Deci, de exemplu, continuă cu ce mai este în corturi. Wand... Ți-am zis, niște stași de dormit. Atât? Asta? Da. Armor... Ce bandit sărați, ok. Bine, și niște provizii. Stai, nu uitați că mai era acea femeie capturată. Păi da, mai era în corturi? Nu e în corp. Deci, e aici, în nord, acolo unde vedeți voi niște bolovane, acolo e o peșteră așa. O. Da, o să mergem în peșteră, dar întâi să... Hai să stabilim ce facem cu asta. Cure Light. Cine are nevoie de poțiuni? Cine are nevoie mare de poțiuni? Entrerii? Bă, vă las pe voi să vă împărțiți loot. Ok, heavy. Eu zic așa. Aia, cure, medium, nu, cure moderate wounds să iei tu, că tu ai viață multă și când ești rănit foarte tare folosești cure moderate wounds. Ok, stai, cum ai zis că se numește? Cure, poțiune de cure moderate wounds, puneți în inventar, eu știu de aici. Cure, cum te scrie, maudred să? Moderate. Ah, moderate. Ok, ce aș vrea eu este arbaleta grea Masterwork și rapierul. Crossbow. Nu, că vreau să, vreau să aleg între ele, lasă-mă că eu sunt targa și te rog. Tu ai deja, tu ai un Masterwork Longbow. Ba nu, am un Longbow normal. Nu poți să iei un Masterwork Longbow. Poți să iei Masterwork Longbow. Eu vreau arbaleta. Vreau să știu mai întâi ce face fiecare. Vreau să știu și eu dacă pot să folosesc Heavy Crossbow-ul ăla, că ar fi util. Sau poate mă lasă să-mi aleg un arc fiindcă sunt targa.
Îți pot da composit short, masterwork composite shortbow-ul meu, Mark, nu dacă mi-au făcut bow. Nu, preferam arbaleta, era, adică sunt masiv, adică ai nevoie de două mâini ca să o folosești. Da? Așa. Da, nu folosesc altceva în afară de arc. Masterwork longbow, poate să-l folosească bardul? Da, longbow, pot folosi arbaleta. Cam arbaleta, da, o pot folosi. Ce face arbaleta? Ce face arbaleta? Are unul de... Poți să tragi săgeți în oameni. Ok, cât are atacul? Unul de cât? Unul de 10. Plus cât? Dar este un heavy crossbow. Și ca să reîncarci arbaleta, te costă un standard action. Dacă așa, îți iei un feat, rapid reload sau ceva de genul ăsta, va fi un move action. Ok, oricum, cred că pe Mark e cel mai bine, că e Mark și... Vreau arbaleta eu. Da, nu vreau arbaleta. Mark e arbaleta, tu iei masterwork longbow, că eu am impresia că nu... Eu face masterwork longbow. Da, eu nu pot să folosesc longbow, nu? Că-s mic. Da, tu nu poți. Zi-mi ceva ce masterwork longbow, ce are în plus? Unul la păi atac. Păi tu n-ai la fel, nu ai și tu un masterwork longbow? Nu, am un longbow normal. Are s-ar putea să-ți dea unul la atac. Adică e unul de 9? Nu, la atac, nu la damage. A, la atac. La atac, da. La atac. Deci șterg masterwork longbow-ul, iei tu, nu? Da, și am un longbow în inventar. Ca să... Nu, deci schimb aici longbow ca să îl vin. Da, îți dă plus unul la atac. Okay, și urmă de dat bunzu, pune-ți-l în inventar, ți l-ai pus? Dar tu ai un longbow simplu, Norsdom? Da. Păi folosește-l, că e mai bun, mai ai unul la atac. Da, așa, bun, a luat. Nu, am schimbat longbow-ul ăla cu longbow, masterwork cu longbow simplu. Eu aici îmi fac lista. Dar tu nu poți să folosești longbow, că ești mic. Eu aici am fac lista cu vânzarea, ce vindem, ce cărăm cu noi. Ține evidența echipamentului. Ah. Heavy crossbow, ți-l dau ție, Mark, da. Și dai shortbow înapoi ca să-l vând. Da, nu? Poftim. Are total attack bonus plus are 9, nu 8. Da. Shortbow de vânzare, bun. Masterwork rapier. Îl vreau eu. Cine vrea? Eu am deja unul. Voi știu că aveți. Eu am deja unul. Eu n-am nevoie. Bun, îmi dă plus 1 la atac, nu? Da, plus 1 la atac. Ai un rapier simplu, nu? Da, doar unul simplu. Acum am masterwork. Rapier, simplu, longbow, shortbow. Așa, și să șterg așa. Bun. Patru scrolluri. Deci, avem scroll magic weapon. Ce face chestia asta? Îți face arma magică. Va avea plus 1 la atac și plus 1. O face permanent? Nu, e. Temporar. Temporar. Dar e important că este o armă magică, adică... Da, parcă aș vrea să o... Întrerii are deja dagger-ul ăla magic, parcă aș vrea să păstrez eu magic weapon scroll-ul ăsta pentru cazul în care vreau să-mi fac rapiera magică. Poți să zic ceva? Zi. Dar enchantment bonus, adică la atacul, nu se stachează cu masterwork weapons plus on attack rolls. Deci pe masterwork rapier al lui Mark va da doar plus 1 la damage. A, deci nu merge... Un minut per nivel. Da, nu merge la nici la mine. Nu, avem master cam toate. Aș putea să o pun pe dagger-ul meu și să am masterwork și la dagger și la rapier. Gen. Da, da, trebuie să... La dual atacul meu. Poți face cu use magic device. Și ceea ce mă interesează pe mine? Exact, cu use magic device. Hai că mă interesează pe mine? Primesc 2000 XP de la asta sau nu primesc? Nu primești, bineînțeles. Deci o pun în la brău. Ești așa de grăbit să dai level up? Pot să-mi fac un câine, adică să-mi iau un câine. Luci că-s grăbit. Bun, grăbastică bun. Treabă. Așa. O să vă dau 1099. 1999. Așa. Cine vrea protect from evil? Scroll. O vreau eu. Ok, îl iei. S-ar putea să fie util că tu ești spellcaster-ul. Așa, bun. Mirror image. Ia unul eu, unul între ei. Dar eu, mie de ce nu-mi dai? Ai use magic mare. Exact. Inutile pentru tine. Așa. Mai longbow, ce mai vrei? Te-ai luat deja. Masterwork. Mirror image între ele. Dar magia nu e prea broken. Ce? Magia nu este broken. Nu. Când ești așa, că poți să folosești este, trebuie... dar nu acum, la nivele mari este broken. La nivele mari e broken, dar tot poți să, trebuie să dormi ca să poți să folosești... trebuie să meditezi. Da, oricum te stai cu concentration checks dacă nu vrei să te...
Da, și apoi vii mă bați pe mine și te duci te culci și a doua zi vii mă bați pe mine te duci da, te culci. Da, ia gândește ce faci când te bați cu un party de 10. Păi da, de fapt da. Ți-ai bătaie. Și dacă mai iau și rezistențe sau ceva de genul. Mă, oricum, nu e, deci jocul nu e echilibrat, asta e clar, dar... Da, e clar că nu e echilibrat, adică... Deci magia e puternică. Noi am avut noroc... Da, dar la nivele mari, nu acum. Din nou, noi am avut noroc când ne-am bătut cu Basilescu, putea la fel de bine să ne bată pe toți. Undeva pe la nivele așa, 8-10, atunci e echilibrat, dar după nu mai este. Acum voi, ăștia, fighterii, sunteți cei mai șmechi. Aș, mirror image-ul l-am pus. Am luat, deci toate scrollurile le-am așa. Cure Light Wounds. Iau unul eu și unul între erii. Marcare heal-ul. Sunt 8. Mai folosești bagheta, Mar. Ce? Mai am 25 de charges. Deci pe între erii una. Cure Light Wounds. Pentru dacă se vindecă de la casă. Între erii. Se vindecă complet. Cure Light Wounds la mine. Așa. Unde să pun în pouch. Cât a costat băutura aia, Mark? A mea? Da. Bă, nu mai știu, totul e în ceață, habar nu am. Cure Light Wounds. Cineva a plătit, probabil. Poate poneiul. Cât avem în total? Avem 72 gold. Da. Da, 72 gold. Mai încă 70 de gol pe un am primit de la 172. 100. A vrut să ne fure. Nu, am zis din greșeală. Da. Așa, Featherfall, cine va Featherfall? Eu. Nu, că nu, eu pot să folosesc. Tu ai acrobatic. Eu poțiune. Eu nu mă acrobatic. Poate oricine să o folosească. Cât are? Mark, cât ai acrobatic-ul? Stai să mă uit. Știu, dar el a căzut. Parcă. El a căzut. Mă iau după eu... A căzut pe scări, adică ar fi fost folositor am 3. Aseară. Bine, hai, dă-i lui Mark. Îi dăm lui Mark Potion of Featherfall. Da, te vreau, mereu am dorit să zbor. Zbori, vorba cum nu mai cazi se pare. Planez. Oi, pitch mai încet. Exact. A tot pitch. Exact. Planez. Am pus să zbor, am patru. Lui au zis niște statui că o să poată să zboare. Pui. Și am crezut. Ție? Referință la Divinity. Ați jucat dos împreună? Nu. Separat. Separat. Puteți să jucăm multiplayer? Da, are multiplayer. Da. Am jucat și jocul ăsta. Știu că este Hide from Undead. Ce era Hide from Undead? Parcă era scroll? Da. Hide from Undead. Hai să ne uităm exact să vedem ce face. Dar nu mai știu, era scroll sau poțiune? Scroll. Când am scris. Scroll. Am uitat să scriu. Să mă uit odată. E poțiune. Nu e poțiune, corect, poțiune. Undead cannot see, hear or spell creatures warded by this spell. Hai să... An intelligent undead creature gets a single will saving throw. If it fails, the subject can't see any of the warded creatures. Bun. Cine ar fi cel mai util? Cineva care se furișează? Cineva care nu se furișează. Nu, chestia asta. Dacă ataci un undead cu chestia asta pe tine, el tot să te vadă? Da. O păstrăm pentru logaritmă. Logaritm, cred. Logaritm. Ca să poată să dea un flurry of fist de la frumos. Deci, poțiune hide from undead pentru... Mai este de divine favor. Logarit. Te dau acum un test de atac să văd dacă mi-a luat bine macro-ul. M-am speriat. Da, l-a luat bine. Un sac de dormit. Cine vrea sacul de dormit? Favor. Păi se presupune că aveți cu toții sac de dormit. Da, cineva poate mai vrea unul în plus. Mai vrea cineva un sac de dormit? Divine Favor mai dă un bonus, un luck bonus on attack and damage. Luck bonus? Luck bonus, da. Adică se stachează cu cam orice. Ce mai aveți voi bar, sau... Damage. Așa. Eu am luat deja aia cu Magic Weapon. Nu, tu mă vrei tu sau intrării sau... Ce zără?
Poțiune Divine Favor. Cred că Divine Favor. El dă sneak attack-uri și... Ce face Divine Favor? Attack și damage, parcă. Attack și se stachează și el oricum are dagger-ul ăla magic. Se stachează, am impresia, cu dagger magic. Exact. Deci Divine Favor lui Entreri. Timp de un minut. Așa. Entreri. Le scriu și eu aici că... Entreri a trecut ceva la... la zeitate? Nu știu. Nu știu. Trecut. Nu n-a trecut. Nu, ia, atunci o să-l afecteze, îmi pare rău. Ce se întâmplă? O iau eu. Calling upon the strength and wisdom of a deity. Vreau și eu să... Eu n-am zeitate, vreau și eu zeitate. Ateule. Păi, alegeți. Eu am zeitate. O să zic eu. Recomand pe Caden Kellyan, care s-a îmbătat atât de tare încât a devenit zeu. Caden, că... Ești zeu meu. God bros, high five. High five. Ne vedem la biserică. Da, păi asta întrebam astăzi. Sericile lui ăsta sunt taverne. Tavernele, știu. Da, eu eram curios pe unde aș putea găsi vreun templu de-a lui. Unde te poți îmbăta mai mult? Da. A, deci am fost unde trebuie. Da. Dați-mi un site, mă aleg un zeu. O să-ți alegem un zeu mai târziu. Bun, am luat și pățiunea asta. Mai zici că se numește zeul vostru? Caiden Kalean. Se scrie... Ca da, Y den. Așa. A, uite. Kaiden. Scrie și tu Pathfinder Deity. Sau... Cine vrea un Masterwork Great Axe? Eu nu folosesc așa ceva, e prea mare. Nici cred că puteți amândoi să-l folosiți. Voi și tu și cu Entreri. Exact. Au un loc. Ziua al pâinii. Da. Ce? Ziua al pâinii? Ziua al pâinii nu, îmi pare rău. Caută un zeu al meșteșugarilor. Al fertilității, există un zeu al fertilității. Da, dacă vrei al meșteșugari sau ceva de genul. Al fertilității să crească pâine. Să fertilitatea drojdiei sau ce? Da. Atunci să vreau și un zeu Caiden Kailan. Bine. S-a îmbătat să devenit un zeu. Ce facem cu cei sori? Pe căzbintă. Am dreptate? Hai că stabiliți după aia. Ce insert așa? Nu. Masterwork Great Axe. Vrea cineva Masterwork Great Axe? Dacă vrei pot să-l car eu până în oraș, înapoi. Deci puteți, deci cu cai puteți căra toate astea. A, cu cai da putem. Ok. Așa, hai băgăm nu. Totul pe cai. Întrebarea era alta, dacă vrea cineva să folosească. N-avem. N-avem barbar. Sau fighter. Nimeni nu poate să folosească așa ceva? Cred că pot, dar e prea mare. Adică n-are finețe. Ok. Deci rămâne și ăsta la... vândut. Alchemist Fire. Alchemist Fire e poțiune, parcă. Îl vreau eu. Okay. Îl vreau eu. Ții poțiune de Alchemist Fire. Holy Water. Cine vrea Holy Water? Cred că ar trebui lui Norse Dom să se mai purifice și el puțin. Da. Are prea multe gânduri necurate cu pisici. Da. Deci, Norse Dom... Alchemical Fire, mă rog. Alchemical Fire, așa. Rock Water. Așa, bun, și pe. Holy Water-ul via North Dawn. Ce făcea Holy Water-ul? Damage la undead. Ah. Să le dădea fear. Poate dacă vrei să binecuvântezi o chestie sau... Ah, sau dacă e o chestie blestemată... Mm-hmm. Mai bine îl păstrează mar... Cred, poate o să ne ajute să binecuvântăm ceva. Adică damage la undead, nu. Cred că mai bine o folosim. Nu uita că eu sunt Mark, nu Torm. Ah. Torm era cu alea sfinte, acum e mort, sărmanul. Ah, nu e mort, e doar pierdut. Doar lipsește de un an. E doar pierdut. Așa, în fine. Bun. Și atunci păstrez eu Holy Water-ul. N-am încredere, ăsta o să-și binecuvânteze pâinea. Ok, cât mai facem asta, mai pun mâna pe întrerii. I'm Jesus! Și-l vindec încă 8. Să aibă 16 acum. De ce faceți acum? Pune mâna pe Mark. Pe Entreri, pardon. Pe Entreri, i-ai dat, i-ați băgat și viața? Da. Are 16. Mai, nu-i mai dai? Mai am 3 vrăji rămase de nivelul 1, așa că le păstrez. Așa, bun. Aveam 3 heavy wooden shield sau unul singur? Aveam 3.
Trei. Și trei breastplates. Astea pe cai. Astea pe cai. Armele, trei longsword. Cui trebuie longsword? Bă, știi cum e când n-ai? Da, avem rapiere. Da, când n-ai. Noi suntem maretiști. Suntem iscusiți, suntem ascuțiți. Cine, cum împărțim gold-ul? Adică cât aveți? Cât e? Eu am 99 gold. Nu, cât gold e în total de împărțit? 172. Împărțit la 4? Ar fi 43 de căciulă. Eu accept și 4 și 40. Stai că vezi cât am nevoie. Eu vreau orice doar ca să fac destul gold să-mi iau studded letter. Asta e că pot să-mi vând. Am uitat, pot să-mi vând și în shirt. Eu accept și 37. 37? Hai să scad 37 de aici. Mai avem 135 împărțit la 3. Nu înțeleg cum am 1000 și ceva gold. Se împarte perfect la 3, 135. Perfect! Plăcere, boss. Ba nu! Ba da. Cu plăcere. Da, normal. 43 la fiecare, nu? Da. Probabil, nu știu, am calculat. 45 la fiecare. 45. Da, cu plăcere. Trebuie să se împarte. Deci... 144. În sfârșit. Am cu un gold mai mult ca tine. De ce nu putea să fie 142? Fiindcă omenirea asta vrea să ai mai mulți bani, îmi pare rău. Așa, bun. Deci am aici toate bunele. Deci 2-3 ricanci, a? Păi i-am dat la fiecare. I-am dat și lui. Când ai împărțit la 3? Păi da, îți rămân mai puțin. Am luat 37. A, bine. Așa, a, și întrere, să scriu 45. A, lăsa, păi, am mult. GP întrere. Bun. Dar pentru asta trebuie să-mi cumpărați o sticlă de vin. O să-ți cumpăr o sticlă. Cel mai bun vin, eu costă un gold. Nu tu neapărat, oricine. O să-ți cumpăr o sticlă de vin, doar că vezi că noaptea o să-ți lipsească un gold în inventar. Ce? Îți cumpăr o sticlă de vin pe banii tăi. Nu. Nu am nevoie de o sticlă de vin. Ok, cât e mai număr alea? Eu mă merg așa tiptil spre peșteră. Hai să mergem toți spre peșteră. Ca aici legați, nu? Da. Lăsăm astea pe jos aici, așa. Sunt destul de agitați, în schimb, că a fost... Animal handling pe ei, adică... Nostrum, poți să-i calmezi pe caii ăștia? Nu, că n-am nivel 4. Ai animal handling ca skill. Are. De clasă. Ia-ți animal handling. Chiar să aud că e pe fundal. Chiar perfect. Cal? Fundal? Parcă, a? Calmează cal. Handle animal. N-are puncte, băiat. Da. Mai trebuie un nivel. Ești coasă. Poți să dai un lullaby. Pot da un lullaby pe cai? Poți să le cânt, să-i calmezi. Nu, că nu să... Le pot cânta ca să se calmeze? Nu poți să cânte ca să calmeze animalele? Nu. Ah. Da. Mai pe oameni fost. Pe umanoizi. Pinion. Ia să văd, am eu ceva animal... Nu, no, handle animal n-am cum. Cred că avea logaritmă de fugea după chestia aia. Da, avea. Doamne, pădurar care nu știe să aibă câte, doamne. Nu știe animalele pădurii, nu știe nimica. E degeaba. Crezi că trebuie să investești un punct în animal handling dacă vrei să ai companie în animal. Cel puțin un punct, te sugerez mai multe. Nu, no. Da, bine, foarte bine. Nu că ar trebui, poate fi foarte util animal handling. Așa, deci? Înaintezi spre peșteră. Să legați bine caii? Da, să legați bine. Bun. Se calmează în timp. Așa, bun. Mergeți înspre peșteră și vedeți că eu, bine, nu e peștera adâncă, știi, ca o găură mai mult. Mm-hmm. Și înăuntru vedeți că este cineva legat fedeleș. Și la, cum e, la spate, la picioare, cu... Mergem și odată. Mă, nu neapărat stați, nu vă grăbiți. De ce? Mai știți că au spus că e urâtă? Îi dăm pâine. Mă uit, e cumva gata?